Să-l apărați pe Mihai. O îngrijora parcă mai tare decât faptul că se afla în spital, înconjurată de prieteni care probabil veniseră să o vadă pentru ultima dată. Academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, devenită mai târziu Maica Benedicta, îl pomenea așa pe Eminescu, fără altă precizare, familiar, fratern, dar cei apropiați cu siguranță știau la cine se referă, la cel care ne cuprinde simbolic și ne protejează. Motivul acestui scurt video este, cred, tocmai un răspuns sau o împlinire a sfatului pe care l-a lăsat 15 august 1871. Cu 150 de ani în urmă, a avut loc ceea ce Xenopol a numit, citez, o împrejurare semnificativă, prilej de entuziasm și împreună amintire. Mai exact, primul congres al studenților de pretutindeni care s-au reunit într-un loc foarte drag mie, și anume Mănăstirea Putna, eveniment căruia Eminescu i-a fost, citez, imbold și limpede de conștiință. Se ridică, deci, două întrebări sau invitații la reflectat sub forma unei provocări pe care am decis să o accept. Și anume, 1. Tu ce-ți dorești de la țară și neam? Și 2. Ce poți face tu pentru construirea unui viitor după cum ne-l dorim noi? Gândindu-mă la cea din tâi, ce îmi pot dori eu de la țară și neam, poate doar să-mi fie liman după ce voi fi trecut prin vreo furtună, să știu că voi avea mereu cărui pământ și căror oameni să le spun acasă. Poate doar ca fi un risipitor care, deși departe de acasă, departe de ceea ce ar însemna liniștea lui, și-a venit în fire și și-a dus aminte că tot acasă tatăl îl așteaptă. Dar cum deja am bucuria de a avea o patrie și un popor, din prima clipă în care am deschis ochii spre lumină și m-am întâmplat aici, cred că se cuvine ca la rândul meu să aduc darul pe care pot să-l dau înapoi. Am ales, deci, să mă rezum și raportez la Eminescu nu numai pentru că este un reper național, ci și pentru că vârsta pe care o avea el în 1871 o am și eu astăzi. Și întorcându-mă la citatul cu care am început, de cine sau de ce să-l apăr eu pe Eminescu, care nu mai este? Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei de-abia acum lucii vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Cred că versurile acestea geniale, care aparțin evident lui, concentrează într-un fel răspunsul. Eu cred că de uitare trebuie să-l apărăm pe Eminescu, de ignoranță și superficialitate. El studia la Viena, însă gândul său și toate puterile sale sufletești se îndreptau înapoi în România, de fapt înapoi spre casă. Și spune el, unirea românimei e visul meu de fier. Deci la asta visa un student de 21 de ani pe atunci. La modul concret, cred că în primul rând e vital ca noi tinerii să avem un vis. Pentru că o tinerețe fără de vis e cumva, nu poate supraviețui, nu are nicio țintă clară. Dar pentru a porni spre calea împlinirea acestui vis, mă gândesc acum la Bazmul Harapalb, auzind nu de mult o fel de explicație, la citatul du-te la tatăl tău și cere să-ți dea calul, armele și hainele cu care a fost el mire. Și ce putea face un tânăr pe un drum anevoios cu niște arme vechi și cu niște haine la fel de vechi? Și explicația este una singură, și anume faptul că acestea simbolizează de fapt rădăcinile pe care cu toții le purtăm și vrând nevrând nu putem să le ignorăm, pentru că e ceva ce zace în noi care înțeles cu adevărat și apreciat poate oferi o putere extraordinară. Să lucrezi în sensul înzestrărilor, lucrezi în sensul destinului tău, spunea părintele Arsenie Boca. Adică, în primul rând, să ajungi să înțelegi care este puterea ta la vârsta aceasta, ce poți tu oferi. Și, pe de o parte, ar fi studiile pe care personal
le pot duce mai departe și aceasta este cu adevărat o oportunitate și primul rând ar trebui să le mulțumesc celor care mi-au dat această șansă și în al doilea rând să le tratez cu toată seriozitatea, pentru că este de datoria mea. Iar o altă parte interesantă ar fi faptul că astăzi, ca tineri, avem atâtea șanse de a face voluntariat. Mi se pare extraordinar, pentru că îți dă un sentiment că poți da ceva în schimb, că de fapt faci ceva concret pentru societate, pentru cei care au nevoie de tine, care nu au energia ta, care nu au sănătatea ta, care nu au entuziasmul tău și motivația ta. Deci, cred că pașii aceștia, pe care uneori îi considerăm prea mici și neînsemnați, ajung să clădească. Și asumarea alegerilor pe care le facem, pentru că vrând nevrând trebuie să alegem calea pe care o urmăm sau relațiile pe care le avem, oamenii cu care ne înconjurăm. Și asta implică mereu o responsabilitate față de noi, dar și față de ei. Să investim în noi în acest sens, în studii, în artă, în știință, să apreciem munca celorlalți, plecând de la părinți, în mod direct, până la cei pe care poate nu-i vedem, dar contribuie la bunul demers al lucrurilor din viața noastră. Să nu pierdem verticala, zicea tot Maica Benedicta, Zoe Dumitrescu Șulenga, și sigur se referea la valori, pentru că odată cu creșterea noastră, din punct de vedere fizic, ar trebui să crească și valorile, pentru că fără de ele, e de parcă nu ai un fundament stabil pentru a zidi mai sus. Și oricât de sus ai vrea să mergi, dacă nu ai o bază solidă, totul se va dărâma și va trebui să o iei de la capăt printr-o muncă sisifică. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca ai zilei zori. Viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc.